Plata urmează să fie negociată cu asociațiile de pacienți, asociațiile profesionale și după finalizarea acestor negocieri, probabil că va fi pusă în practică. Despre taxa Clobec ce s-a agreat? Despre taxa Clobec nu s-a discutat deloc. Proiectul de ordonanță care a fost stabilit împreună cu producătorii de medicamente și Ministerul de Finanțe și Casa Națională și Ministerul Sănătății a fost agreat de către reprezentanții femeiului și a Comisiei Europene. Deci rămâne așa cum a rămâne fost... cum a fost agreată la ultima întâlnire cu producătorii. Scade nivelul taxei Clobec. Nu știu să spun cifra. A crescut, baza de calcul a crescut de la 1,5 parcă era la 1,6 sau nu mai știu exact.